Alături de noi se află și domnul Constantin NISTOR, Chief Commercial Officer la Prysmian, și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră de a participa la conferința online Pria Opportunities and Challenges for Industry in Romania, mai ales acum într-o perioadă destul de grea pentru noi toți. Și ne bucurăm că, să vă spunem că domnul NISTOR are o experiență de peste 20 de ani în vânzări, cabluri de energie și de peste 5 ani se află în funcția de Chief Commercial Officer la Prysmian România. Din această poziție administrează o echipă complexă, multiculturală, care acoperă mai multe țări. Prysmian are prezență în toate piețele Europei de Est, de la Polonia până la Ucraina, având în portofoliu principalii actori în distribuția de energie. Așa că ne bucurăm să vedem ce a pregătit domnul NISTOR pentru noi astăzi. Ok. Prezentarea mea se rezumă la a pune în evidență impactul crizei determinate de pandemia coronavirus și cum este perceput și cum influențează activitatea firmei noastre și cum transformă activitatea firmei noastre prin măsurile pe care excepționale pe care trebuie să le punem în practică. Pentru început am câteva observații care rezultă din schimbările determinate de apariția pandemiei COVID-19. Pe măsură ce implicațiile și reglementările legale și comerciale în contextul pandemiei continuă să evolueze, companiile din întreaga lume sunt afectate de măsurile impuse și se confruntă cu situații complexe de reorganizare și restructurare a activității. Reținem câteva schimbări de comportament atât la nivel micro, cât și la nivel macroeconomic. La nivel macroeconomic, câteva aspecte, prăbușirea cererii în unele ramuri ale economiei, cu impact în reducerea volumului sau chiar stoparea mai multor ramuri din economie. Unele ramuri din economie sunt afectate de măsurile și restricțiile impuse de autorități și de aceea au trebuit să își oprească activitatea. Ca o consecință, apariția șomajului este efectul restrângerii activității, poate să fie șomaj sau chiar șomaj tehnic. În logistică sunt schimbări majore care influențează activitatea logistică, apar norme noi care implică siguranța și, spre exemplu, un număr redus de pasageri, condiții noi de conduită. Siguranța la locul de muncă devine o cerință universală pentru continuarea activității economice, ceea ce, cum se petrece, se reduc posturile de lucru, apare distanțarea între posturi, condiții noi de interacționare și apoi este fenomenul de incertitudine. Din săptămână sau din zi în zi apar reguli noi care influențează desfășurarea activității economice, cum ar fi reglementarea mobilității și alte aspecte, alte norme care sunt impuse prin ordonanțe militare. La nivel microeconomic, remarcăm raționalizarea cheltuierilor, renunțarea la bunuri de folosință îndelugată sau bunuri care satisfac nevoi mai sofisticate, o posibilă presiune a creditelor bancare în condițiile de incertitudine economice, cumpărături agresive de bunuri primare, mâncare, produse de igienă, determinate de asemenea de creșterea incertitudinii. Cum ne influențează pe noi ca Prysmian Group? Prysmian Group în România este prezent cu două fabrici, o fabrică producătoare de cabluri de energie și cea mai mare fabrică de producătoare de cabluri de
telecomunicații, cabluri de fibră optice din Europa. Suntem prezenți în acest fel, suntem prezenți în două ramuri importante care asigură desfășurarea activității economice și mai ales în condițiile de criză, spre exemplu, furnizarea de energie electrică și constanța în furnizarea de energie electrică duce la buna desfășurare a activității economice și dar și sociale. Iar rețelele de telecomunicații prin cablurile de fibre optice permit desfășurarea, spre exemplu, a noilor tipuri de muncă, de telemuncă și așa mai departe. Facem o mică diferență, pentru că pedigriul firmei noastre este diferit de ceea ce există în piața de cabluri din România și remarcăm următoarele aspecte. Diferența dintre un producător medium și un producător oportunist. Un producător medium, din care clasă facem bineînțeles parte, respectă standardele, își alege cu grijă furnizorii, care este un lucru necesar pentru calitatea ofertei, are personal și funcții de control în asigurarea calității și asigurarea siguranței muncii, are cheltuieli importante cu produse noi și certificări, se ocupă de impactul asupra mediului înconjurător. Sesizăm niște activități și care implică de asemenea și cheltuieli care au un impact în menținerea calității produselor, selecționarea furnizorilor, activități care fac într-un anumit mod oferta să fie un pic diferită de a unui producător oportunist care principala activitate este să își reducă cheltuielile și să ofere un produs mai ieftin, dar speculând o situație favorabilă a pieței, făcând rabat de la calitate, taie cheltuieli și recurge la furnizori îndoielnici, nu are un departament de asigurare a calității, nu investește în certificări și în dezvoltare de produse noi. Okay. Cum abordăm compania noastră la situația actuală? Sunt o serie de măsuri care sunt luate la nivel local, dar și regional. La nivelul companiei Prysmian Group există direcțiuni de grup și direcțiuni locale cu referire la măsurile ce trebuie puse în practică pentru siguranța la locul de muncă. Fiecare măsură de prevenție revine unui departament și unui responsabil pentru implementare. Statusul implementării măsurilor se urmărește în fiecare ședință săptămânală. Problemele urmărite sunt siguranța la locul de muncă, sunt măsuri ce trebuie implementate la posturile de lucru, stimularea dezinfectării mâinilor, instalarea de posturi de distribuție de lichid dezinfectant, stimularea lucrului de acasă pentru posturile care permit acest lucru. Siguranța transportului, spre exemplu, se acordă un extra allowance pentru persoanele care vin cu mașina personală la locul de muncă. Managementul vizitelor de fabrică și, nu în ultimul rând, analiza decretelor militare și implementarea părților care implică activitatea în fabrică. În slide-ul acesta putem vedea un tablou de management
în care problemele sunt urmărite, sunt asignate unui responsabil și sunt urmărite săptămânal implementarea acestora. Cum vom depăși această situație? Aici avem declarația CEO Group, Prysmian Group, domnul Valerio Batista, care spune că într-o perioadă de urgență, precum cea pe care o experimentăm, este important să fim uniți, să facem tot posibilul pentru a depăși această epidemie împreună. Prysmian Group este o companie cu istorie de peste 140 de ani, care de-a lungul timpului a găsit puterea de a depăși diverse provocări. Suntem jucători importanți în lumea infrastructurilor pentru energie și telecomunicații, produse necesare pentru ca umanitatea să trăiască și să continue să progreseze. Acest lucru ne oferă convingerea rezonabilă că după o încetinire inevitabilă impusă de epidemie, motivele pentru o revenire solidă a activității în sectorul nostru vor rămâne valabile. Ok. Paturile Prysmian, cabluri și sisteme ESA, în situația actuală, modelul de leadership creează emulația necesară adaptării schimbărilor. Prysmian se diferențiază de restul companiilor din domeniu prin certificările internaționale și nivelul înalt al calității produselor. Lunga experiență în logistică, constanța în activitatea comercială, duce la accesul fabricii de la Slatina pe mai multe piețe, reduce riscul dependenței de piața locală și aplatizează sincopele cererii. Avem cei mai buni specialiști în proiectarea de cablu și cei mai buni ingineri de producție din România, dar și din Europa de Est. Avem parteneri, firma de la Slatina are parteneri în peste 100 de țări. Avem furnizori puternici și în condițiile acestea scade riscul de a rămâne fără materii prime. Facem parte dintr-un grup, cel mai mare producător de cabluri din lume. Avem acces la finanțare, la know-how, la comenzi intragrup, care ne permit și facilitează continuarea activității. Ok. Pentru momentul de restart al activității, pentru că în perioada următoare, va veni, presupun, foarte repede și momentul în care trebuie restartată activitatea economică. Și reținem în acest sens câteva idei de care companiile ar trebui să țină seama pentru raționalitatea economică a existenței lor. Modelul de viață. Aglomerările urbane, marile orașe. Întrebarea ce se pune dacă acestea mai oferă siguranță. Transportul de persoane, trecând prin momentul acesta de criză, în care se impun măsuri noi, aceste măsuri pot să rămână, pot fi îmbunătățite. Alte idei, cum pot fi ajutate ramurile economiei care și-au sistat activitatea din cauza măsurilor de siguranță. De exemplu, turismul, Horeca, ramurile acestea sunt închise total și cred că statul ar trebui, prin măsurile pe care le vor lua, să le pună în funcțiune cât mai repede. O altă idee,
Cei ce fac smart working se vor întoarce mai greu în birouri și va apărea necesitatea de dezvoltare a infrastructurii de date, iar efectul pozitiv al acestui aspect va fi decongestionarea traficului. Ca alte idei, vor putea apărea școli online sau noi platforme interactive care pot propune soluții în acest sens. Necesitatea de a reduce dimensiunea lanțului logistic și diversificarea surselor de aprovizionare este o idee ce rezultă în urma pandemiei, unde lungimea sau mărimea lanțului logistic face imposibilitatea accesării produselor aflate într-o regiune sau la o distanță considerabil mai mare. Ce înseamnă criza? Criza, ca și termen, vine din grecescul crisalis, care înseamnă transformare. Deci, în urma o situației de criză, rezultatul situației respective este transformarea organizațiilor, transformarea ideilor, transformarea oamenilor în ceva nou. Așa cum crisalin înseamnă, de fapt, coconul prin care omida se transformă în fluture. În acest moment, criza pune în evidență slăbiciunile organizatorice ale companiilor pe care piața le sancționează. Pentru a supraviețui într-un context economic tot mai dificil, companiile trebuie să se alinieze la noile cerințe, astfel vor dispărea. În timp de criză, ies la iveară și carențele leadership-ului politic, care trebuie corectate, o nouă lume, o nouă viziune, trebuie să emane trecând peste această perioadă. Câteva idei de oportunități pentru România. Se vorbește la nivel de Uniune Europeană de un nou plan Marshall de relansare a economiei europene după pandemia COVID și cred că România ar putea lua ar putea fructifica ca această oportunitate. Și câteva idei ce reiez de aici, relansarea proiectelor publice. Pe lângă faptul că sunt necesare, reduc presiunea șomajului și oferă o soluție diasporei care tocmai în aceste momente se repatriază. Accesarea de fonduri de relansare europene pentru a dezvolta capacitățile de producție pentru bunuri ce satisfac nevoi primare, pentru a reduce dependența de lanțul de aprovizionare. Integrarea producției agricole made in Romania, fabricată în Romania. Brand premium în magazine, urmărind și latura eco. Utilizarea infrastructurii de date, deja care este foarte dezvoltată în România, pentru implementarea 5G și industrii 4.0, care este viitorul în producția industrială și care se poate implementa în România prin infrastructura de date pe care țara noastră o are. Model nou de producție care reduce presiunea pe care Europa o are pe forța de muncă. Întrebări? Mulțumim foarte mult pentru prezentarea foarte bine structurată pe care ați pregătit-o pentru noi și chiar sunt convinsă că sunt câteva aspecte care ne vor ajuta, mai ales în momentele acestea de criză pe care le traversăm cu toții. Și voiam să profităm de prezența dumneavoastră online alături de noi și să vă întrebăm dacă ce măsuri s-au luat acum în aceste momente de criză din cauza pandemiei COVID-19 în cadrul fabricii Prysmian de la Slatina.
Da, în primul rând, ca și o idee, putem spune că avem un departament de asigurare a calității și un departament de asigurare a protecției muncii. Toate măsurile discutate și impactul ordonanțelor sunt implementate. În concret, interacțiunea dintre posturile de muncă a fost redusă, au fost instalate posturi de igienizare a mâinilor, impuse reguli adică nu se mai salută în mod obișnuit, interacțiunea dintre persoane este mai mică. Ca să zic așa, avem și un noroc pentru că posturile noastre de muncă sunt destul de distanțate și care permite într-un anumit fel desfășurarea activității la postul de muncă fără fără o interacțiune foarte mare. Din punct de vedere economic, nu avem un impact foarte mare asupra productivității. Cum am spus mai devreme, activând în mai multe piețe, ne putem face, să zic, paletarul de comenzi, accesând comenzi din mai multe piețe și să trecem peste, să zic, momentele dificile ale scăderii cererii în anumite piețe, inclusiv în România. Totodată, fiind într-un domeniu în care, spre exemplu, infrastructura de cablu este importantă pentru perioada aceasta, lucrările de mentenanță trebuie continuate pentru că altfel ar fi probleme în furnizarea energiei electrice. Putem spune că activitatea noastră nu este influențată, cum să spun, nu este influențată major sau în semnificativ în minus de pandemia instalată. Totodată, spre exemplu, ca și exemplu, putem în perioada aceasta și nu numai, noi putem oferi soluții complexe și tehnologic pot să spun că suntem, să zicem, 100 de ani în fața competitorilor. De ce? Pentru că pe lângă ofertele noastre de cabluri de înaltă calitate, putem propune pieței oferte mult mai complexe, cablul nefiind pentru noi numai un commodity, ofecte complexe în care putem combina cabluri de fibre optice, cabluri de energie, programe complexe cu senzori acustici, termici, de descărcări parțiale care pot oferi utilităților publice informații complexe despre rețelele pe care le administrează. Astfel își pot determina activitatea de mentenanță de la o mentenanță reactivă, adică în momentul când apare defectul își alocă echipa pentru remedierea acestuia, la o mentenanță predictibilă pe baza informațiilor pe care le obțin prin diferiți senzori pe care le instalează în rețeaua respectivă. Pot avea informații cu luni înainte și își pot programa programe de reparații, de mentenanță ale rețelei respective, fără a întrerupe rețeaua sau a întrerupe neprogramat rețeaua, reducându-și astfel costurile de exploatare
Și totodată, având în vedere situația de astăzi, în care există diferite restricții de mobilitate, informațiile pe care le au despre rețelele respective, despre asset-urile pe care le administrează, informații pentru a le administra într-un mod opt-in, a nu le încărca în anumite perioade, a le oferi soluții alternative și astfel costurile sau imposibilitatea de a trimite echipe, spre exemplu, datorită restricțiilor pe care le avem, având o informație computerizată despre rețea, își pot administra într-un mod optim aceste aspecte.